Care a venit cu cărțile domnului sale, un act de cultură, de zilele Palatului. Nu este orecum și întâmplător, că aceste lucruri se întâmplă tocmai acum. Evident că se întâmplă acte culturale la noi de-a lungul întregului timp, însă seara aceasta este vorba despre ceva special și am să rog pe prietenul de la sunet să vă ofere un anumit tip de muzică special ca să înțelegem ceva din autorul pe care noi îl vom prezenta în această seară. Te rog, Mircea. În umbra ta.
ca să scrii 10 de pagini, 100 de pagini, trebuie să ai o forță. De multe ori stau și mă întreb, când mă întâlnesc cu autorii importanți, ce vă face să scrieți? Ce resort există în sufletul scriitorului care să-l declanșeze atât de puternic încât să renunțe la viața de zi cu zi, la viața plină de întâmplări, la viața întâmplătoare și să te forjeze acolo la birou ca să scrii și să scrii în speranța ce? De ce scrie scriitorul? Ar fi o întrebare așa retorică pe care de data aceasta aș avea cui să o adresez. O altă dimensiune pe care o are domnul Cosgania, ca să... Ca să fiu mai expeditiv, deoarece sunt convins că ne dorim cu toții să-l ascultăm pe scriitorul Varojan Cosgania, în primul rând, pe tauta. Ce-ar fi de spus, cred eu, fără a dori să întâlnesc dintr-un discurs care să vă plictisească, este că citind pagini din carte înaintând, mi-am amintit de meseul de lumină când era, care spuneam că, ok, noi nu suntem acum în lumea teoriei literare, ci suntem fie a practicii romane și fie a lecturii îndrăgostite. Dar el spune că orice roman include o idee despre ceea ce este roman, ce specie este roman. Cartea aceasta, romanul, Copiii Războiului, o vedem chiar fizic. Ea este, și o spune Marius Mieniescu, poate o construcție riguroasă, nu este chiar la îndemâna oricui. Marius Mieniescu, am impresia că a scris și una dintre primele cronici despre Copiii Războiului, care este un roman puternic, cred eu, deși fiecare cu lila sa poate să-i dea o definiție, un roman al regăsirii, da. Ceea ce este foarte important, el ne aduce în acea epocă tulbure postbelică, în anii aceia ce par acum din ce în ce mai înfricoșători. De aceea, ceea ce m-a surprins în analiza romanului Smiliețe se spune că lipsește dimensiunea magică, tocmai pentru că acest roman și-a observat și noastră un realism foarte puternic. Pe mine m-a surprins acest ton nou, această ancorare într-un trecut anevoios de abordat pentru, ce puțin pentru generația mea. Mai ales după ce domnul Varușan Cosganian ne-a... Este că romanul Cartea Șoaptelor a fost lansat pentru prima oară aici, la Craiova. În iulie, la începutul lui iulie 2009, la nici două săptămâni de la apariție. Am venit împreună cu Nicolae Breban și l-am ales pe Nicolae Breban pentru a face primele prezentări, pentru că într-un anumit fel, lui datora Cartea Șoaptelor. El își amintise de volumul meu de proză și m-a rugat să scriu o mică proză pentru revista Contemporanul, pe care o conduce. Și după ce i-am dat textul, mi-a spus, aici trebuie să mergi mai departe să faci un roman. Și a scris textul pe care l-am dat, a devenit primul capitol al romanului. Dar el m-a pus să-i promit că va fi un roman în adevăratul sens al cuvântului. Și pentru Nicolae Breban, un roman înseamnă o carte care stă în picioare. Stă în picioare la copii. Adică o carte care să aibă mai mult de 400 de pagini. Și când l-am terminat, a fost primul cititor și m-a întrebat câte pagini are. I-am spus că are 500 și ceva, mai este perfect, iar e bun. Și am urmat sfatul și la acest roman, care și el are peste 500 de pagini, dar nu trebuie să vă speriați. Ca și cu Cartea Șoaptelor, acesta este un roman pe care poți să-l citești ca și cum l-ai începe de la orice pagină. Pentru că este o carte de cărți și fiecare personaj este ca un șnur, așa dacă desfaci un fir, el are culoarea, coerența și fragilitatea și elasticitatea lui separat. Acum aș vrea să vă spun ceva despre procentele pe care dumneavoastră vi le-ați acordat cu atâta dărnicie. Eu
Cam uite așa se vede din afară, eu să vă spun cum se vede dinăuntru. În primul rând, eu sunt 100% armeaș. Eu întâi spun că sunt armeaș și după aia dau bună ziua. Când eram ministru, aveam în spate steagul României și pe biroul meu steagul Armeniei. Iar unii se mirau cum e posibil ca un demnitar român să aibă un steag al altui stat. Și am spus că ăsta nu este steagul altui stat, este steagul pentru care am murit jumătate din familia mea. Și în România, a fi armean e un titlu de onoare. Și nimeni nu pune la îndoială loialitatea armenilor față de România. De ce eu spun că sunt armean? Ca să câștig încrederea dumneavoastră. Să nu aveți niciodată încredere în cel care își ascunde glasul sângelui și taina botezului. Pentru că dacă cineva reneagă toate astea, atunci el e capabil să renege orice.